articolul 14 1, care prevede autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei. Conform regulamentul local de urbanism, articolul 8.30.2 menționat și în materialele care sunt puse la dispoziție, funcțiunea dominantă în zona rutele 30 este lângă, cum s-a precizat și către domnul consilier, 100% de case unifamiliare, locuințe individuale. Am arătat în adresele noastre la care nu am primit niciun răspuns din partea Direcției de Urbanism concret la obiecțiunile pe care le-am făcut, de efectul negativ al implantării unui bloc în zonă de case.